Ucraina a ajuns la o înțelegere cu Rusia. Armata lui Putin încetează focul pentru 12 ore. Armata ucraineană a convenit miercuri cu Rusia la o încetare a focului timp de 12 ore pentru a permite civililor să plece prin coridoarele umanitare, a declarat vicepremierul ucrainean Irina Vereștiuc. Oficialul a adăugat că prim-ministrul Denzhnehal va discuta, tot astăzi, cu Comitetul Internațional al Crucii Roșii despre rutele propuse pentru încetarea focului, care se desfășoară între orele 9 și 21, ora locală. Ucraina este de acord cu rutele de evacuare umanitară propuse de Rusia. Ucraina va încerca să evacueze civilii prin șase coridoare umanitare, miercuri, inclusiv din orașul port Mariupol, a declarat viceprim-ministrul Irina Vereștiuc. Într-o declarație video, aceasta a afirmat că armata ucraineană au fost de acord să oprească tragerile în acele zone timp de 12 ore de la 9 la 21 ora locală și a cerut forțelor ruse să-și îndeplinească angajamentul de a focului local. Fac un apel către Federația Rusă, v-ați luat un angajament public oficial, a spus Vereșciuc.